Ne-am ridicat pentru câteva momente ca să citim cuvântul din Scriptură de care ne vom folosi în continuare, cuvânt care de altfel a fost amintit deja la timpul de rugăciune și se găsește în Evanghelia după Marcu, capitolul 13, de la versetul 31. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cât despre ziua aceea sau ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cu un om plecat în altă țară, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest nou timp binecuvântat pe care El l-a rânduit ca să fim aici în casa de rugăciune, să ne rugăm, să cântăm și să ne zidim sufletește prin cuvântul Sfintei Scripturi. Tema noastră din seara aceasta, anticipată la timpul de rugăciune, este despre veghere în viața noastră de pocăință. Vegherea este în contrast sau în opoziție cu somnolența. Și dacă ne uităm în Scriptură, noi vedem că în timpul somnului, unii oameni au pierdut lucruri de valoare. Citim despre Samson în Vechiul Testament că în timpul somnului, pe când adormise pe genunchii Dalilei, el și-a pierdut toată puterea. I-au fost tăiate cele 7 șuvițe de păr din cap. În felul acesta, consacrarea lui ca nazireu față de Dumnezeu n-a mai fost respectată. El și-a pierdut toată puterea, chiar dacă pe moment nu realiza lucrul acesta. În timpul somnului și în vremea noastră, mulți își pierd puterea spirituală. Atunci când ațipesc, când ajung indiferenți față de voia lui Dumnezeu, insensibili față de vocea Duhului Sfânt care vrea să-i cerceteze. Tot în Vechiul Testament, dacă ne uităm, observăm cum împăratul Saul, în timpul somnului, a pierdut sulița, care era așezată undeva la căpătâiul lui, și ulciorul pentru apă. Două lucruri aparent nesemnificative, dar care în realitate, privite în lumina de ansamblu a Scripturii, știm că ele reprezintă ceva esențial pentru viața creștinului din Noul Testament. Ulciorul cu apă reprezintă sursa, izvorul, apa vieții, prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Sulița reprezenta autoritatea cu care Dumnezeu îl delegase pe Saul și pe care a pierdut-o. Și urmărind istoria lui, observăm că el și-a pierdut și autoritatea, și-a pierdut și călăuzirea din partea lui Dumnezeu. Și toate astea s-au întâmplat în timpul somnului. Dacă venim pe paginile Noului Testament, aici vedem pilda cu țarina și neghina, pildă pe care a rostit-o Domnul Iisus Hristos și în care ne spunea că în timpul somnului, pe când paznicii dormeau, au ațipit, atunci a venit un vrăjmaș care a aruncat neghină pe ogor. Rezultatul a fost că printre grâu era și neghina. În felul acesta operează încă vrăjmașul nostru, diavolul. Profită câteodată de neatenția noastră, de nevegherea noastră, de stările noastre de somnolență pe plan spiritual și aruncă neghină, adică aruncă sămânță de vrajbă, de ceartă, de partide, de tot felul de conflicte, neghina ajunge să fie printre noi, ne luptăm cu ea și nu știm
Ce posibilitate mai avem să purificăm, să curățim acest ogor al lui Dumnezeu, care este adunarea lui Dumnezeu? De altfel, mesajul acesta de a fi veghetori este foarte întâlnit pe paginile Scripturii și Apostolul Pavel le scria romanilor în capitolul 13, de la versetul 11. Aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Felul acesta de a scrie al Apostolului Pavel ne face să înțelegem, fără niciun fel de confuzie, că aici este vorba de niște creștini care ațipiseră, care deja și-au pierdut contactul cu Dumnezeu. Și atunci Apostolul Pavel a fost foarte categoric, foarte imperativ și a spus: fraților, este ceasul să vă treziți din somn. Pentru că vedeți în ce vremuri suntem, noaptea aproape a trecut, limbajul lui este spiritual, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Iată deci că avem în fața noastră un cuvânt important al lui Dumnezeu, o poruncă pe care ne-a lăsat-o Domnul Iisus Hristos, care se adresează atât colectivului din adunarea lui Dumnezeu, dar această poruncă fiecare dintre noi putem să o luăm în mod personal. Eu trebuie să mă gândesc la viața mea și să înțeleg că Dumnezeu mă cheamă să veghez. Tu trebuie să te gândești la viața ta și în seara aceasta să admiți aceeași realitate, că trebuie să veghezi la fiecare pas, la fiecare metru, pe traiectoria aceasta spirituală pe care o parcurgem, ca nu cumva atunci când va veni Domnul Iisus Hristos să ne surprindă dormind, să ne găsească într-o postură greșită. În pasajul acesta din Marcu, capitolul 13, de trei ori Domnul Iisus repetă acest îndemn: luați seama, vegheați și rugați-vă. Versetul 33, apoi din nou versetul 35, vegheați dar pentru că nu știți când va veni stăpânul casei. Și apoi în partea finală a pasajului, versetul 37, ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Dar această poruncă a Domnului Iisus Hristos ne determină ca să gândim puțin mai în profunzime lucrurile și în seara aceasta să ne punem problema: în ce aspecte ale vieții noastre de pocăință trebuie să veghem? Adică să vedem într-un mod mai exact, mai concret, unde să veghem, în ce să veghem, pentru că atunci când va veni Domnul Iisus, într-adevăr, să nu ne găsească dormind. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, răsfoind filele Scripturii, aș vrea să urmărim împreună patru domenii din viața noastră creștină în care suntem chemați să veghem, dacă vrem ca viața noastră de pocăință să aibă calitate, viața noastră de credință să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu, să fie sub călăuzirea lui Dumnezeu, să culmineze în împărăția veșnică și glorioasă a lui Dumnezeu. În primul rând, frați și surori, Dumnezeu ne cheamă să veghem la nivelul vorbirii noastre, deci cu privire la cuvintele pe care le rostim. Încă din Vechiul Testament, împăratul David a conștientizat această nevoie de a fi atent la cuvintele pe care le rostește. Și spunea el în Psalmul 39, de la versetul 1, ziceam, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. A fost alegerea, decizia pe care atunci a luat-o împăratul David. Chiar dacă trecea prin împrejurări în care îi venea să răspundă, să reacționeze față de dușmanii care îl provocau, față de unii oameni care îl iritau, care încercau să-l aducă pe terenul de conflict. Dar spune el mai departe, am stat mut în tăcere, am tăcut, măcar că eram nenorocit și totuși durerea mea nu era mai puțin mare, îmi ardea inima în mine. Deci chiar în aceste condiții, David a dat dovadă de această stăpânire de sine și a vegheat asupra vorbirii lui.
Domnul Iisus Hristos în Noul Testament ne spune în Evanghelia după Matei, în capitolul 12, cu versetul 36, că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Și continua Mântuitorul, versetul 37, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Cuvintele pe care noi le rostim ne pot costa și în viața aceasta, dar cu atât mai mult ne pot costa în veșnicie. De multe ori noi nu realizăm lucrul ăsta și dăm drumul cuvintelor în mod foarte ușuratic, fără să le chipzuim, fără să ne gândim la consecințele lor, fără să ne dăm seama, conform cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, că toate cuvintele pe care noi le rostim sunt înregistrate de Dumnezeu. Nu într-un calculator oarecare, nu într-o bază de date, care oricât ar fi a de generoasă în gigabytes, totuși este limitată, ci toate cuvintele noastre sunt înregistrate în evidența desăvârșită a lui Dumnezeu. Și într-o zi Dumnezeu ne va confrunta cu cuvintele noastre ușoare, dacă noi nu ne-am pocăit de aceste cuvinte, că dacă ne-am pocăit, Dumnezeu nu ni le mai aduce aminte, le aruncă în marea uitării. Mi-aduc aminte când stăteam de vorbă cu un credincios foarte sincer care regreta anumite cuvinte pe care le rostise. A vorbit la telefonul mobil cu altă persoană și, așa cum este omul, ispitit câteodată să zică și ce nu trebuie, în convorbirea aceasta telefonică a început să vorbească de rău pe o anumită persoană cu influență, fără să-și dea seama că era înregistrat. Ceva mai târziu, acest credincios s-a dus la persoana cu influență pentru că avea nevoie de o anumită intervenție, de o anumită facilitate pe care persoana respectivă putea să-i o creeze și a apelat la ajutorul acestei persoane. Și atunci omul n-a făcut altceva decât i-a pus înregistrarea înainte și a zis, uite, ascultă, cine vorbește aici? Și fratele a rămas amuțit atunci și a dat seama de greșeala lui, ireparabilă, pentru că n-a mai fost ajutat, și a înțeles că cuvintele te pot costa chiar și aici pe pământ. Cuvintele noastre când sunt rele pot rupe relații, pot să știrbească imaginea unor oameni, a unor persoane. Cuvintele noastre pot să atragă asupra noastră chiar mânia lui Dumnezeu. Și vreau să vă dau două exemple de pe paginile Scripturii. Aseară am vorbit puțin despre poporul Israel care se îndrepta spre țara Canaan, despre modul în care poporul acesta și-a manifestat nemulțumirea și cârtirea față de Dumnezeu. Și uitați-vă la situația descrisă în Numeri, capitolul 14, când poporul acesta a ajuns foarte aproape de țara Canaan. Urmau să intre în țara aceasta promisă de Dumnezeu. Numai că au fost cuprinși de frică atunci când informația iscoadelor era despre uriașii din țară, despre armatele bine pregătite ale locuitorilor băștinași de acolo din Canaan. Și în capitolul 14, de la versetul 2, Scriptura spune așa, toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis, de ce nu am fi murit noi în țara Egiptului sau de ce nu am fi murit în pustiul acesta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie? Iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi deja. Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Vă rog să remarcați aici o vorbire a necredinței. O vorbire care reflecta neîncredere în Dumnezeu, neîncredere în promisiunea clară pe care le-a făcut-o Dumnezeu. O vorbire negativistă, cârtitoare, care atrage atenția lui Dumnezeu. Și uitați-vă ce se întâmplă. Capitolul 14, de la versetul 27. Dumnezeu este într-un dialog cu Moise și spune așa, până când voi lăsa această rea adunare să cârtească împotriva mea? Am auzit cârtirile copiilor lui Israel care cârteau împotriva mea. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul, că vă voi face în tocmai cum ați vorbit în auzul urechilor mele.
Ați vorbit că veți fi nimiciți, așa vi se va întâmpla. Ați vorbit că familiile voastre vor fi de jaf și copilașii voștri vor fi de jaf, așa vi se va întâmpla. Versetul 29. Trupurile voastre moarte vor cădea în pustiul acesta, voi toți, a căror numărătoare s-a făcut numărându-vă de la vârsta de 20 de ani în sus și care ați cârtit împotriva mea, nu veți intra în țara pe care jurasem că vă voi da să o locuiți, afară de Caleb, fiul lui Efune și Iosua, fiul lui Nun. Și li s-a întâmplat acestor oameni întocmai potrivit cu cuvintele pe care le-au rostit. Frați și surori, vreau să înțelegem în seara aceasta căci cuvintele pe care noi le rostim au un efect în lumea spirituală. Dacă noi rostim cuvinte de necredință, de deznădejde, de neîncredere în Dumnezeu, ele se repercutează în mod negativ asupra noastră, asupra familiilor noastre, atrag anumite consecințe neplăcute, duc în punctul în care Dumnezeu poate îngădui chiar să ni se întâmple după cuvintele pe care noi le-am rostit. De aceea trebuie să evităm de a rosti cuvinte ale necredinței. Niciodată să nu spui, nu știm ce vom face, se va alege praful de casa noastră, pentru că sunt atâtea crize, atâtea probleme care ne depășesc și nu știm cum le vom rezolva. Niciodată să nu fii un bărbat necredincios în casa ta, niciodată să nu fii o femeie cârtitoare care să rostești asemenea cuvinte de necredință. Sau atunci când ne privim copiii noștri, să nu rostim cuvinte ale necredinței. Nu o să iasă nimic din copilul acesta, praful se va alege de el pentru că nu văd un viitor sau un potențial în copilul acesta. Voi veghea asupra vorbirii mele înseamnă să nu rostim vorbe ale necredinței pentru că ele ne pot costa. Al doilea exemplu pe care doream să vi-l dau, de data aceasta este chiar persoana lui Moise. Moise, știm și înțelegem, a fost un om bun, un om folosit de Dumnezeu, un om binecuvântat de Dumnezeu în postura aceasta de conducător al poporului Israel și totuși un om. Și ca om a greșit și el. A greșit o singură dată și n-a fost atent, n-a vegheat asupra cuvintelor lui. Uitați-vă în Psalmul 106, care comentează situația în care Moise n-a vegheat asupra vorbirii lui. Psalmul 106 cu versetul 33. S-au răzvrătit împotriva Duhului lui Dumnezeu și Moise a vorbit în chip ușuratic cu buzele. A fost un moment în care Dumnezeu i-a spus Moise, văd că poporul nu are apă ca să bea, dar du-te la stânca aceea și poruncește stâncii și va țâșni apă din ea. Și se duce Moise împreună cu Aaron în fața acestei stânci, după care se uită la popor și li se adresează pe un ton oarecum destul de dur și le zice, ascultați răzvrătiților, oare vom putea noi, eu și Aaron, să scoatem apă din stânca aceasta? Și Moise nu împlinește porunca Domnului, care i-a zis, vorbește stânci, va fi suficient. Și el a luat toiagul și a lovit stânca odată și nu s-a întâmplat nimic. Și atunci a lovit stânca a doua oară. Și pentru ca Dumnezeu să nu-i discrediteze imaginea în fața poporului, că avea de gând să-l folosească pe Moise în continuare, Dumnezeu îngăduie ca la a doua lovitură a stâncii să țâșnească apă din stâncă. Dar Dumnezeu după aceea îl trage deoparte pe Moise și spune, ce ai făcut tu? N-a fost bine. Ai vorbit ușuratic. Nu m-ai cinstit în fața poporului, în felul în care ai vorbit și în felul în care ai acționat. Eu ți-am spus să vorbești stâncii. Moise se bazase pe experiența anterioară când altădată a lovit stânca și a țâșnit atunci apă din ea. Dar acum Dumnezeu rânduise o altă metodă, să vorbească stânci. Iată, situația aceasta care l-a adus pe Moise să rostească doar câteva cuvinte ușuratice, l-a costat foarte mult. Și Dumnezeu îi spune, pentru că ai vorbit în felul acesta, Moise, doar vei vedea țara Canaan de pe vârful muntelui, dar tu nu vei intra în ea. Dragii mei, să știți că a fost o mare pedeapsă pentru Moise lucrul acesta. Pentru că atât de mult și-a dorit să intre în țara Canaan, pentru aceasta și-a cheltuit viața, timpul, energia, în aceasta a pus tot sufletul, a fost idealul lui, a fost dorința lui să ajungă în această țară promisă de Dumnezeu. Și exact un asemenea cadou
Dumnezeu îl ia de pe masă și spune Moise, pentru că n-ai vorbit cum trebuia, îți iau binecuvântarea asta. Doar vei vedea țara, dar nu vei călca cu talpa piciorului tău în țara aceasta. L-a durut pe Moise, dar n-a avut încotro. A trebuit să se subordoneze acestei restricții pe care i-a făcut-o Dumnezeu. N-a fost pusă în pericol mântuirea lui, pentru că el a rămas un exemplu, îl regăsim pe paginile Noului Testament, pe muntele Schimbării la față. Moise împreună cu Ilie au stat de vorbă cu Domnul Iisus Hristos, deci nu e vorba de mântuirea lui, dar e vorba de o binecuvântare pământească pe care a pierdut-o din pricina câtorva cuvinte ușuratice. Știți cât de multe binecuvântări putem să pierdem noi? Dumnezeu ne rânduiește, ne pregătește tot felul de binecuvântări, tot felul de favoruri, tot felul de intervenții. Pentru că Dumnezeu este preocupat și interesat să ne poarte de grijă, să ajute familiile noastre, să ne binecuvinteze. El este Tatăl nostru ceresc și are această preocupare ca un tată pentru copiii lui. Dar ori de câte ori noi rostim cuvinte ușuratice, întristăm fața lui Dumnezeu și fără ca noi poate să ne dăm seama, Dumnezeu retrage o parte din binecuvântările lui. Retrage poate o parte din lucrurile bune pe care le rânduise, pentru că în felul acesta vrea să ne disciplineze, să ne corecteze, să ne facă conștienți că așteaptă de la noi vorbe mature și responsabile. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Vorbele noastre au efect în lumea spirituală. Și vreau să vă mai dau un exemplu de data aceasta din Noul Testament, un exemplu pozitiv, încurajator. Este vorba despre femeia aceasta canaanită care apelează la Domnul Iisus Hristos, chiar aici în Evanghelia după Marcu, în capitolul 7, de la versetul 24, este redată întâmplarea, când această femeie a început să strige după Domnul Iisus Hristos și să-i spună despre fiica ei care era muncită rău de un drac. Domnul Iisus întâi a tăcut și a văzut de drum, femeia a insistat. Domnul Iisus Hristos îi dă un anumit răspuns și îi spune, versetul 27, lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Femeia nu cedează, acceptă umilința aceasta de a fi în postura titulaturii de căței, că așa erau definite neamurile, păgânii idolatrii, care n-aveau nicio legătură cu Dumnezeu, ea și acceptă statutul, nu comentează și spune, da, Doamne, dar și căței de sub masă mănâncă din fărâmiturile copiilor. Rostește vorbe înțelepte, echilibrate, nu la mânie, nu la supărare și iată răspunsul Domnului Iisus din versetul 29. Atunci Iisus i-a zis, pentru vorba aceasta du-te, a ieșit dracul din fiica ta. Efectul vorbelor în lumea spirituală. Dar dacă ea vorbea ce nu trebuia, dacă această femeie spunea, m-ați dezamăgit, am apelat la voi pentru o anumită problemă și văd că nici nu-mi răspundeți, nu mă băgați în seamă, sunt cu totul dezamăgită, mă întorc acasă, fata mea este tot acolo, problema a rămas acolo și să fi cârtit și să fi spus așa niște cuvinte la mânie, i se mai rezolva problema niciodată. Ce mult face să-ți păstrezi calmul, să-ți păstrezi încrederea în Dumnezeu, să nu spui niciodată vorbe pripite, dimpotrivă să rostim cuvinte înțelepte care atrag bunăvoința și intervenția lui Dumnezeu asupra noastră, astfel încât Dumnezeu să se oprească și în dreptul tău și în dreptul meu și să zică, pentru vorba aceasta, du-te, problema ta a fost rezolvată. Doamne, dă-ne cuvinte înțelepte. Să veghem asupra vorbirii noastre. Un capitol pe care noi îl cunoaștem foarte bine, dar un capitol atât de important, o zonă pe care de multe ori o pierdem de sub control și de multe ori cuvintele noastre nu mai sunt în acord cu voia lui Dumnezeu, nu se mai potrivesc cu puritatea și frumusețea spirituală pe care o cere Dumnezeu. Și Biblia zice în Epistola către Efeseni, nici glume proaste, nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite care nu sunt potrivite unor sfinți. A veghea înseamnă a cenzura vocabularul nostru astfel încât să rostim întotdeauna cuvinte sănătoase, drese, cu sare, cu har, care să aducă zidire și celor din jur care aud aceste cuvinte, Dumnezeu să ne dea putere. Apoi, dragii mei, în al doilea rând, un alt domeniu în care trebuie să veghem sunt faptele noastre. Vă rog să deschideți Scriptura la Cartea 2 Cronici, capitolul 19, unde în versetul 7 avem aici o afirmație ca din partea lui Dumnezeu. Acum,
frica Domnului să fie peste voi. Vegheați asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere fața oamenilor, nici nu se primesc daruri. Deci, iată, nu numai asupra vorbelor pe care le rostim, ci Dumnezeu ne cheamă să veghem asupra faptelor noastre. Pentru cei care căutați referința, repet, 2 Cronici, capitolul 19, versetul 7. Ce înseamnă să veghem asupra faptelor noastre? Înseamnă că întotdeauna trebuie să ne analizăm faptele și motivația care generează aceste fapte. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos se adresează bisericii din Efes, în cartea Apocalipsa, capitolul 2, versetul 2, și spune așa: știu faptele tale, pentru că Dumnezeu știe toate faptele pe care le facem noi. Și Dumnezeu enumeră aici câteva fapte demne de apreciat, lăudabile, pe care le făceau credincioșii din Efes. Știu osteneala ta, răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Aceasta era o cădere în ochii lui Dumnezeu. Pocăiește-te și întoarce-te la fapt. Faptele tale din tâi. Nu că n-ai fapte, spune Dumnezeu. Ai anumite fapte și la timpul prezent, dar nu sunt echivalente cu faptele din tâi. Nu seamănă cu faptele din tâi. Nu mai au dragostea faptelor din tâi. Aici este relația dintre dragostea din tâi și faptele din tâi. Adică faptele acestea de pe urmă, ei le făceau așa într-un mod mai mecanic. Le făceau poate din obligație, le făceau cu o anumită doză de responsabilitate, dar nu mai era entuziasmul acela, dragostea pe care au avut-o la început, la înființarea bisericii din Efes. Avem în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, care descrie debutul bisericii din Efes și vedem acolo niște oameni plini de râvnă pentru Dumnezeu, oameni care se adunau într-o sală închiriată și acolo ascultau cuvântul lui Dumnezeu, nu se mai săturau de cuvântul lui Dumnezeu și se rugau și continuau să stea în prezența lui Dumnezeu și mergeau și răspândeau Evanghelia și erau disponibili pentru a face fapte generate de dragoste. Și iată, vine Dumnezeu acum prin acest mesaj, aproximativ spun cronicarii, după 10 ani de la înființarea bisericii din Efes, și Dumnezeu spune: tu nu mai ai faptele din tâi, ai și acum niște fapte, dar nu mai e motivația de atunci. Și Dumnezeu zice: asta este cădere, întoarce-te, pocăiește-te. Vino din nou la faptele din tâi. Iată de ce, dragii mei, noi trebuie să veghem asupra faptelor noastre. Cum suntem la acest capitol? Mai avem fapte generate de dragoste? Sau poate că de multe ori facem fapte din silă, din obligație, determinați de o anumită conjunctură, poate doar ca să ne vadă frații, sau poate doar pentru că ni se trasează niște responsabilități din partea conducerii bisericii, doar pentru că suntem implicați uneori într-un mod mai forțat de alții, ca să ne angrenăm și noi în anumite ajutorări. Cum sunt faptele noastre? Putem adăuga la acest aspect că unii nu numai că nu mai au o motivație bună în faptele pe care le fac, dar ajung chiar să facă fapte rele. Și îngăduiți-mi să vă aduc în atenție un exemplu pe care noi îl avem pe paginile Vechiului Testament, cu un bărbat despre care spune cuvântul lui Dumnezeu că era aspru și rău în faptele lui. Cartea 1 Samuel, capitolul 25, versetul 3. Numele acestui om era Nabal și nevasta lui se chema Abigail. Era o femeie cu judecată și frumoasă la chip, dar bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui. El se trăgea din Caleb. Parcă nu este întâmplătoare această notă pe care ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu atunci când citim că el se trăgea din Caleb. Caleb a fost un om al faptelor bune, al faptelor de vitejie, al faptelor curajoase, al faptelor de credință, un om care a intrat în țara Canaan și a încurajat și pe alții să se bată cu uriașii. Nabal se trăgea din Caleb. Și Biblia zice, atenție,
Nu contează descendența pe care o ai, cum au fost bunicii, cum au fost părinții, poate ei au fost oameni pocăiți, poate au suferit pentru credință, poate au fost oameni de sacrificiu, oameni ai faptelor. Noi putem falimenta în ciuda unei descendențe bune. Nu-i suficient că cineva se trage din Caleb sau din oameni de tipul lui Caleb, contează să și călcăm pe urmele acestor oameni. Nabal degeaba avea o descendență nobilă, frumoasă, din Caleb, pentru că el nici pe departe nu mai făcea faptele lui Caleb. Nabal era aspru și rău în faptele lui. Această răutate a lui Nabal s-a văzut în atitudinea lui față de David. David a solicitat ajutorul când era fugar, cu oamenii lui era necăjit, erau într-o criză de resurse, nu mai aveau nici ce mânca. Și pentru că au ajuns în teritoriul în care locuia Nabal, David și-a trimis câțiva slujitori ca să ceară ajutorul lui Nabal. Răspunsul lui Nabal a fost unul dur și ironic. 1 Samuel, capitolul 25, versetul 10. Cine este David și cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni și să-mi iau eu pâinea, apa și vitele mele pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei și să le dau unor oameni care sunt de nu știu unde? Observați egoismul, zgârcenia, răutatea, toate la pachet, într-un om care nu știa să facă fapte bune, într-un om care era prea mult concentrat la averea lui, la posesiunile lui, într-un om a cărui filozofie de viață suna cam așa: ce e al meu, e al meu, eu n-am nimic de împărțit cu nimeni, cine-i David? Nu mă interesează, nu mă preocupă problemele lui să se ducă de la mine. Un om care degeaba se trăgea din Caleb, așa cum mulți creștini poate au o descendență frumoasă, părinți foarte credincioși, dar nu mai au inimă să simtă, n-au urechi să audă, n-au ochi să vadă, nu mai sunt sensibili la durerile și la chemările care sunt în jurul lor. Dar nu numai față de David s-a purtat Nabal așa, și față de slujitorii lui era aspru în faptele lui, astfel încât slujitorii lui fac următoarea remarcă din versetul 17. Să știi acum și să vezi ce ai de făcut, căci pierderea stăpânului nostru și a întregii lui case este hotărâtă și el este așa de rău încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească. Nu știu dacă ați avut vreodată de a face cu tipul acesta de om cu care nu știi cum să vorbești, nu știi cum să te apropii de el pentru că te respinge, este brutal, este agresiv în atitudine, îți întoarce spatele, nu îndrăznești să te apropii de el, nu știi cum să-i vorbești, este ca un arici, din orice parte ai încercat să te apropii de el, te înțeapă, e un om brutal în atitudinea lui, în felul lui de a fi, așa era Nabal. Uneori încercau slujitorii să pună o vorbă bună, să-i spună ceva, dar în zadar, n-aveau niciun efect. Nabal nu se lăsa sfătuit de nimeni, n-avea nevoie de părerea nimănui, se considera autodidact, considera că el este cel mai înțelept și prin urmare nu are nevoie de sfatul cuiva. Slujitorii îl știau că e rău în faptele lui. Dar nu numai David, nu numai slujitorii au constatat lucrul acesta, și nevasta lui știa lucrul ăsta. Și uitați-vă că puțin mai târziu Abigail are discuția aceea confidențială cu David, spune versetul 23, când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David, s-a închinat până la pământ, apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis: eu sunt de vină, domnul meu, îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi și ascultă cuvintele roabei tale. Abigail a vrut să-și salveze casa, a vrut să-și salveze inclusiv soțul din reacția greșită pe care a avut-o Nabal. De aceea a avut această intervenție în fața lui David. Și versetul 25. Să nu-și pună domnul meu mintea cu omul acela rău, cu Nabal, căci așa cum este numele, așa este și el. Nabal, nebun este numele și este plin de nebunie. M-am oprit în dreptul acestei afirmații și m-am gândit: cum te-ai simți ca nevasta ta să spună despre tine omul acela rău, în loc să zică soțul meu, dragul meu, să zică omul acela rău? Sau surorile, puteți să gândiți din punctul dumneavoastră de vedere. Cum te-ai simți ca soțul tău să zică despre tine femeia aceea rea? Cred că ar fi o etichetă care nu ne mângâie și nu ne încurajează, dar dacă suntem răi în faptele noastre, știu cei din jur, știu oamenii, știu vecinii,
Știe familia, știu copiii, suntem percepuți ca niște oameni răi, influența noastră nu mai poate să fie una pozitivă, mărturia noastră în niciun caz nu mai poate să fie una benefică și constructivă. Îmi povestea odată un frate dintr-o altă țară că era foarte ocupat cu slujba, cu serviciu, muncea de dimineață până seara, nu prea rămânea timp de familie, avea și mulți copii. Și seara când se întorcea de la servici, era obosit, copiii mai obraznici, hiperactivi, într-o parte și în alta săreau, și atunci nervos acest frate îi lua la bătaie pe toți la rând, le trăgea câte o bătaie bună, îi calma și în felul ăsta se desfășura viața lui. Ziua următoare o lua de la capăt, același scenariu, până într-o zi când la el acasă a venit un musafir. Musafirul sta de vorbă cu copiii și îl întreabă pe unul din copii, unde-i tata, ce face tata? Și copilul acela zice, tata, zice, este un om rău, care vine seara și ne bate pe toți. Sigur, musafirul a stat de vorbă cu fratele și a zis, știi ce zic copiii tăi despre tine? Și fratele și-a dat seama că undeva greșea. E bună disciplina, e necesară disciplina, e greșit abuzul. E greșit atunci când nu le arătăm și cealaltă latură copiilor, afecțiunea, dragostea, când avem timp de părtășie cu ei, când ei nu pot să audă de la noi și un cuvânt de bine, când văd doar cureaua sau nuiaua. E bună nuiaua, e biblică, trebuie să o aplicăm. Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă la asta. Dar ei au nevoie să vadă și cealaltă latură noastră, să vadă dragostea, să vadă preocuparea noastră pentru ei, să vadă câteodată că rupem din anumite activități cu riscul de a pierde niște bani, de dragul familiei, de dragul copiilor, de dragul de a nu-i pierde pe acești copii în lumea tumultoasă și infectată de păcat în care trăim și iată ne ducem existența. Cum ne cunosc cei din jur ca niște oameni răi în faptele noastre? Felul acesta de om rău ajunge ca să fie pedepsit de Dumnezeu. Și Scriptura spune în derularea acestei întâmplări, aici în 1 Samuel, capitolul 25, versetul 38, cam după 10 zile, Domnul a lovit pe Nabal și a murit. De parcă ar vrea să ne spună Scriptura, soiul acesta de om rău în faptele lui nu-i place lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să se perpetueze pe fața pământului tipul acesta de om care e rău în stânga, rău în dreapta, rău cu musafirii, cum era David, rău cu cei din casă și Dumnezeu l-a lovit. Urmează afirmația pe care o face David, în care recunoaște mâna suverană a lui Dumnezeu, versetul 39, și David spune, Domnul a făcut ca răutatea lui Nabal să cadă asupra capului lui. Afirmația aceasta este cu greutate. Ea scoate în evidență un principiu după care se desfășoară viața oamenilor. Răutatea omului, mai devreme sau mai târziu, se întoarce asupra capului său. Omul se întâlnește cu rezultatul faptelor sale. Apostolul Pavel spune în Epistola către Galateni, ceea ce seamănă omul aceea va secera. Cine seamănă fapte rele, cine seamănă dușmănie, ură, relații încordate, tensionate, culege mai târziu răutate, culege mai târziu autodistrugere pentru el personal sau distrugerea familiei sale. De aceea noi învățăm din asemenea istorii autentice, biblice, cât este de important să veghem, atât asupra vorbelor, cât și asupra faptelor noastre. Să nu fim răi în faptele noastre, pentru că Dumnezeu ne-a chemat prin faptele noastre să ne adunăm o comoară în cer, în împărăția lui Dumnezeu. Și faptele noastre să fie un indiciu în fața lumii care ne cercetează și ne spionează, că noi suntem cu adevărat copii al lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus Hristos spunea în Evanghelia după Matei, capitolul 5, și apoi continua în capitolul 6, faptele voastre să meargă înaintea oamenilor, să lumineze în fața oamenilor, pentru ca ei să le vadă. Nu le facem ostentativ, nu le facem cu intenția ca să izbim privirile, nu le facem ca să atragem aclamațiile sau lauda oamenilor, dar ele sunt o mărturie a caracterului nostru creștin. Doamne, ajută-ne și dă-ne putere să fim niște oameni ai faptelor bune. Amin. În al treilea rând, dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să veghem cu privire la viața noastră de rugăciune. Chiar aici, în pasajul pe care l-am citit inițial, în Marcu, în capitolul 13, Domnul Iisus Hristos spunea, luați seama, vegheați și rugați-vă.
Adică vegheați asupra vieții voastre de rugăciune, pentru că fără viață de rugăciune personală nu rezistăm. Noi ne rugăm aici în mod colectiv și îngăduiți-mi să-mi exprim aprecierea pentru Duhul de rugăciune pe care l-am simțit, îl văd, e bun, e atât de necesar. Câteodată întâlnim moliciune, mai sunt poate că și adunări unde se simte lipsa Duhului de rugăciune, poate că este organizare, este studiu biblic, dar nu este suflul acela de rugăciune. E o mare binecuvântare și este un mare har când frații se înflăcărează la rugăciune, când rugăciunea tinde să fie mai lungă, chiar dacă se taie din porția de învățătură, vă spun, nu e nicio problemă, pentru că în rugăciune noi ne zdrobim, în rugăciune Duhului Dumnezeu ne purifică, ne cercetează, ne vorbește, e reflectorul lui Dumnezeu care pune în lumină toate impuritățile din viața noastră și ne ajută ca să ne pocăim. Viața de rugăciune e ceea ce ne ține în putere. Apostolul Petru spune și el lucrul ăsta în a întâia lui epistolă, în capitolul 4 cu versetul 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați. La ce? În vederea rugăciunii. Vegheați în vederea rugăciunii. Când mă gândesc la Petru, îmi dau seama că el a scris îndemnul acesta în urma propriului său eșec pe care l-a avut în viața spirituală. Pentru că a fost un moment în care Domnul Iisus Hristos l-a luat pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, a mers împreună cu ei în grădina Ghețisman și Domnul Iisus Hristos le-a spus: ședeți aici și rugați-vă, rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Au stat puțin ucenicii, poate să spună câteva cuvinte de rugăciune, după care de la oboseală, de la întristare, au adormit. Mântuitorul a venit la ucenici, Marcu, capitolul 14, versetul 37, i-a găsit dormind și a zis lui Petru. În mod special, Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de Petru, că avea o anumită lucrare cu el. Îl privea pe Petru în perspectivă, vroia să facă din Petru un apostol și pune această întrebare: Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Petru, atunci, pe moment, nu și-a dat seama cât de important era să vegheze asupra rugăciunii. El a crezut că doar prin ambiția lui, doar prin decizia lui rațională de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos, va rezista. Cu siguranță s-a gândit el orice s-ar întâmpla. Chiar dacă alții l-ar părăsi pe Domnul Iisus Hristos, în ceea ce îl privește, el va fi consecvent, va fi cu Domnul Iisus chiar și până la moarte. Așa a crezut el, așa credem și noi câteodată. Credem că suntem tari, că noi vom rezista, indiferent cât de mari ar fi ispitele, noi suntem puternici în Duhul și nu prea ne mai rugăm. Încrederea în sine e marea păcăleală care ne duce în situația de a fi vulnerabili în fața ispitelor. Și îl vedem pe Petru, fiindcă nu s-a rugat, fiindcă n-a vegheat la acest capitol atât de important, cum ajunge la focul străin al dușmanilor lui Iisus, în curtea marelui preot. Acolo spune Biblia, Petru s-a așezat jos, încălzindu-se la foc, ceea ce înseamnă adaptare la focuri străine. Creștinul care nu se mai roagă, se adaptează la focuri străine, se așează jos, se simte bine, stă și el acolo, uită cuvintele din psalmul 1, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, care nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, care nu se oprește pe calea celor păcătoși. În asemenea situații, creștinul care nu se roagă, se adaptează, râde și el la bancurile lor, trage cu urechea la glumele lor, mai ascultă ceva din manelele lor, mai se uită pe la filmele lor, se adaptează la focuri străine. După adaptare vine negarea identității. Apare femeia aceea care se uită la el, așa îl scrutează mai îndeaproape și zice: pe tine parcă te știu. Tu ești unul din cei care ai umblat cu Iisus, recunoaște, ești un ucenic al lui Iisus. Și Petru face pe nedumeritul și zice: femeie, nu știu, nici nu înțeleg despre ce vorbești. Și femeia revine și zice: ba da, până și vorba te dă de gol, ești galilean, tu ai umblat cu Iisus? Și el neagă această identitate pe care o avea de ucenic al lui Iisus și spune: nu, eu nu știu, nici nu-l cunosc. Negarea identității apare în viața noastră când nu ne rugăm, oameni care se ascund la servici, să nu știe ceilalți că e pocăit sau că este pocăită.
nu cumva să afle ceilalți, pentru că atunci ceilalți au anumite așteptări de la noi, dacă noi spunem că suntem pocăiți, chiar vor să vadă această realitate manifestată în viața noastră. Unii își neagă, își ascund identitatea la focuri străine, își ascund identitatea când pleacă în călătorie, își ascund Biblia să nu o vadă cineva, ascund orice lucru care ar conduce la indiciul că ei sunt niște creștini sau că sunt niște pocăiți. Ca și cei doi care au fost în armată împreună, copiii din familii de pocăiți, și după ce au terminat armata în țară la noi, când se făcea stagiul militar, au discutat unul cu celălalt și unul a zis: tare greu mi-a fost. Au aflat imediat toți ceilalți că eu sunt pocăit și m-au prigonit, m-au batjocorit, m-au pus să fac lucruri așa umilitoare, muncile cele mai grele, pe mine mă trimiteau, greu mi-a fost. La care celălalt a râs și a zis: ce să-ți fac? Eu am fost băiat deștept, de mine n-a știut nimeni că-s pocăit. Și a fost tare ușor. De ce să îmi complic eu singur existența? Dar Dumnezeu nu poate să-și onoreze numele prin astfel de oameni care își ascund identitatea. Dumnezeu are nevoie de mine și de tine să spunem clar că suntem creștini practicanți, nu unii care teoretizează doar cuvântul lui Dumnezeu, că suntem pocăiți, nu este o rușine. Ce dragoste ne-a fost arătată, spune Apostolul Ioan, să ne numim copiii ai lui Dumnezeu, și suntem. Lumea nu ne cunoaște, dar noi încercăm să ne facem de cunoscuți în fața lumii și să le prezentăm Evanghelia Domnului, care poate să-i mântuiască și pe ei. Adaptare, negare și în cele din urmă, Petru mai face un pas datorită lipsei de rugăciune și ajunge la întoarcerea la obiceiuri vechi, lumești pe care le-a avut altădată, că a început să se jure și să se blesteme că nu-L cunoaște pe Iisus, ca să fie convingător în fața oamenilor care de acum erau cu ochii pironiți asupra Lui. A început să se blesteme, să se jure. Astea nu erau obiceiuri de când îl urma pe Domnul Iisus, că Domnul i-a învățat să nu se jure, Domnul i-a învățat ca da lor să fie da, să fie oameni credibili prin cuvântul lor, prin caracterul lor. Asta ne învață și pe noi Dumnezeu, să inspirăm încredere prin ce suntem noi. Nu trebuie ca să venim cu cuvinte suplimentare, cu jurăminte și cu tot felul de promisiuni, fii credibil prin caracterul tău. Trebuie să fim oameni de încredere. Ai spus da, este da. Ai spus nu, este nu. Sunt excepții și sunt și situații scuzabile câteodată, pe care noi nu le putem controla. Dar regula este ca da să fie da, oameni credibili. Dar vedeți, Petru se întoarce la obiceiuri pescărești, poate pescare mai exagerează, vânătorii știți că exagerează, oameni care mai mint, oameni care se jură, care se bleastămă, când vor atunci ca să descriu o situație, mai exagerează, umflă datele problemei. Aici ne duce lipsa vieții de rugăciune, să ne întoarcem la obiceiuri pe care poate noi le-am părăsit când ne-am întors la Hristos. Avizul din Scriptură este cu precădere pentru cei care ne-am întors din lume la Dumnezeu. În categoria aceasta mă număr și eu. Cu 21 de ani în urmă, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Atunci m-am întors la Domnul și am observat că dacă nu mă rog, vrăjmașul încearcă să vină cu lucruri din trecut și poate ai experimentat lucrul ăsta. Când n-ai viață de rugăciune, diavolul e pe urmele tale cu anturaje vechi, cu relații vechi, cu obiceiuri vechi, cu stilul vechi pe care îl aveai, cu patim vechi. Te urmărește la fiecare pas și încearcă să te readucă în punctul și în situația de care tu ai scăpat din momentul din care L-ai cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, aici duce lipsa vieții de rugăciune și Petru a ajuns într-un impas foarte mare. A fost dragostea și harul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos l-a privit, l-a reabilitat, l-a ridicat și când Petru își învață lecția din propriul lui eșec, vine cu afirmația pe care am citit-o și spune: fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Fraților, eu n-am vegheat, eu am pățit-o, zice Petru. Când Domnul mi-a spus să veghez, eu am dormit, am ațipit și știu ce mi s-a întâmplat. Fiți înțelepți, vegheați în vederea rugăciunii. Și tot în această epistolă, 1 Petru, capitolul 5, versetul 8, revine asupra temei și spune: fiți treji și vegheați. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Dar dacă ești treaz, îl vezi. El vine în felurite moduri. Biblia zice că uneori vine ca șarpele cel vechi, prin șiretlicul lui, încercând să ne amăgească la nivel de gândire, de privire, de sugestie. Alteori vine, zice Apostolul Pavel, ca un înger de lumină, încercând să pozeze a neprihănire. Dar în spatele acelei aparențe de fapt
este tot și retenia lui. Alteori, iată cuvântul pe care ne-l spune Petru, vine ca un leu care răgnește să te sperie, te amenință cu prigoană, că rămâi fără servici, fără bani, dacă nu te dedai cumva și tu la compromis. Îți spune cel rău că nu o să te descurci, încearcă să te convingă, să te pătezi, să te compromiți. Deci el vine în multe înfățișări, în multe chipuri. De aceea Apostolul Petru zice, fiți treji și vegheați. Pentru că imediat o să vă dați seama, când sunteți în duh de rugăciune, imediat discerneți pericolul, îl vedeți și vă împotriviți lui tari în credință. Versetul 9. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Și apostolul Iacov completează ideea și spune, dacă vă împotriviți lui tari în credință, diavolul va fugi de la voi. Nu trebuie noi să fugim de el. Dumnezeu ne-a dat putere să-l fugărim noi. Ne-a dat autoritate să călcăm peste șerpi și peste scorpii. Dumnezeu ne-a dat autoritate în numele Domnului Iisus Hristos ca să fim învingători și suntem învingători. Dacă veghem asupra rugăciunii, Doamne, dă-ne putere și la lucrul acesta. Și apoi, dragii mei, în al patrulea rând, Scriptura ne cheamă să mai veghem și încă într-un alt domeniu, și anume, să veghem unii asupra altora. Iată cuvintele acestea pe care le avem în Epistola către Evrei, în capitolul 10, versetul 24. Să veghem unii asupra altora. După ce veghezi la nivelul vorbirii tale, după ce veghezi asupra faptelor tale, ca să nu fie rele, să fie fapte bune și plăcute lui Dumnezeu, după ce veghem la viața noastră de rugăciune, ca să nu stăm la focurile străine, păgâne, idolatre, Biblia mai vine și cu acest cuvânt și zice, fraților, vegheați unii asupra altora. Această veghere are ca și scop dragostea, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Această veghere are ca și scop nu să ne pândim, nu să ne judecăm, nu să veghem unii asupra altora într-un mod așa suspicios, ca să ne poticnim foarte ușor unul în celălalt și ca să nu ne putem vedea unul pe celălalt. Nu, pânda e diferită de veghere. Fariseii îl pândeau pe Iisus să-i găsească greșeli, să-l poată acuza. Pânda e cu totul altceva, e spiritul rău, dăunător, de judecată. Pânda vrea să descopere doar păcate, doar greșeli, doar ceva rău și să poată lovi, să poată defăima, să poată denigra. Vegherea în dragoste e cu totul altceva. Te uiți la fratele tău și chiar dacă îl vezi șchiopătând, îl vezi că n-are maturitate spirituală, îl vezi poate că alunecă din perimetrul acesta al Evangheliei, te duci la el ca să-l îndemni la dragoste, la fapte bune și să nu părăsească adunarea, pentru că spune mai departe versetul 25, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Vegheați unii asupra altora ca să vă îndemnați. Apoi, vegherea aceasta unii asupra altora este orientată și spre puritatea bisericii și nu am putea să ocolim sau să evităm cuvântul acesta pe care îl avem tot aici în Epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 16. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Iată, dragii mei, cât de frumos se completează Scriptura. Vegheați și pentru puritatea bisericii, că s-ar putea să fie și oameni din aceia care nu iubesc pocăința, s-ar putea să fie și oameni din aceea pe care îi descrie apostolul Iuda, niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste. Oameni supuși poftelor firii pământești care n-au Duhul lui Dumnezeu. Oameni care încearcă să schimbe în desfrânare harul lui Dumnezeu. Asta spune Scriptura, zice apostolul Iuda. Și atunci vegheați să nu fie între voi astfel de oameni, pentru că ei afectează puritatea bisericii. Acum nu suntem perfecți. Toți suntem în școala lui Hristos, toți creștem din punct de vedere spiritual, dar e diferență între omul care vrea să crească, vrea să se pocăiască, omul care se lasă corectat, se lasă mustrat, chiar dacă greșește, omul ăsta nu stăruiește în greșeală, e diferență între omul acesta și cel care se complace în păcat, care este indiferent, care este obraznic, care îi sfidează pe toți, nu le interesează părerea altora, trăiește în păcat și dacă ar putea, i-ar murdări și pe alții, i-ar târâ și pe alții în mocirla respectivă. Și pentru astfel de oameni, Biblia zice, vegheați să nu fie între voi.
niciunul curvar sau lumesc. Există, iată, atitudini biblice, măsuri biblice care trebuie luate față de astfel de oameni, pentru că unitatea noastră are ca și perimetru de desfășurare adevărul și sfințenia lui Dumnezeu. Eu sunt de acord cu unitatea în diversitate. Noi suntem diferiți, temperamente diferite, nu suntem exact toți la fel, abilități diferite, daruri diferite, unul are o chemare, altul are o altă chemare, dar diversitatea aceasta nu înseamnă acceptarea păcatului. Pentru că, vedeți, Imperiul lui Anticrist, care urmează ca să se fondeze pe fața Pământului, va veni tocmai cu această lozincă. Unitate în diversitate, și nu mai contează coloratura religioasă, nu contează cărei confesiuni aparții, toată lumea crede într-un Dumnezeu. Din punctul lor de vedere, nu mai contează că oamenii nu trăiesc în sfințenie, sunt în păcat și fac tot fel de lucruri, totul e să ai așa un crez religios, și atunci ei vor pedala pe ideea asta, unitate în diversitate, ne acceptăm, ne tolerăm toți la oaltă așa cum suntem, Dumnezeu ne iubește, ne primește pe toți. Dar Scriptura zice, nimic întinat și spurcat nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Mie îmi place imaginea aceasta din Apocalipsa care ne arată diversitatea. Apocalipsa, capitolul 7, unde spune aici Scriptura, m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod, de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Observați? Este diversitate. Oameni din orice norod, din orice seminție, din orice neam. Deci eu cred că în împărăția lui Dumnezeu vor fi creștini din China, vor fi creștini din Afganistan, creștini din Africa. Dumnezeu are, fiți convinși de realitatea asta, pe toată fața Pământului, are oameni care îl slujesc. E rău dacă ne vedem singuri neprihăniți. Are Dumnezeu peste tot. Dar diversitatea aceasta se bazează pe un element comun și l-ați remarcat. Toți sunt îmbrăcați în haine albe. Nu-i niciunul în haină pestriță, în haină neagră. Hainele albe sunt simbolul sfințeniei. Hainele albe, se amintea la timpul de rugăciune, sunt spălate prin ce? Prin sângele Domnului Iisus Hristos. Nu-i altă posibilitate. De aceea noi trebuie să veghem în a păstra puritatea, curăția acestor haine. Vă rog să vă uitați în Apocalipsa, capitolul 16, versetul 15. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să nu îi se vadă rușinea. Noi trebuie să ne păzim aceste haine așa cum ni le-a spălat, cum ni le-a încredințat Domnul Iisus Hristos. De aceea vegherea este și unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, ca să ne ajutăm, să ne încurajăm când este câte unul decepționat, încercat, traumatizat de anumite suferințe, trebuie să fim lângă el cu mângâiere, cu încurajare, dar să veghem și pentru puritate, să nu se strecoare oameni care trăiesc în păcate flagrante și sfidătoare la adresa lui Dumnezeu și care cred că totul este bine și în regulă în viața lor în felul acesta. Avem nevoie de discernământ, să veghem în toate cele patru direcții pe care ni le amintește Scriptura. Și, dragii mei, în seara aceasta aș vrea să concludem cuvântul lui Dumnezeu printr-o singură afirmație, pe care a făcut-o Iosua, capitolul 23 cu versetul 11, unde el a spus așa, vegheați asupra sufletelor voastre, ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Și am înțeles în seara aceasta că a veghea asupra sufletului nostru, asupra vieții noastre de pocăință, înseamnă să veghem la nivel de vorbire, să fiu atent la ce vorbesc, la cum vorbesc, ce fel de vorbe rostesc. A veghea înseamnă că trebuie să veghez asupra faptelor, să nu fim răi în faptele noastre. Caută să faci cât mai multe fapte bune, că viața e scurtă și dacă poți aduna ceva care cu adevărat să aibă durabilitate, sunt aceste bogății ale faptelor bune. Apoi să veghem asupra vieții noastre de rugăciune, vegheați și rugați-vă, rugăciunea din cămăruță de acasă, pe lângă cea de aici din casa de rugăciune, rugăciunea particulară care ține de viața noastră privată cu Dumnezeu. Și apoi să veghem unii asupra altora, ca să ne ajutăm să ne sprijinim, ca să ne ridicăm, în caz că vreunul a căzut, în caz că vreunul este într-un pericol și se duce la vale, să-l putem ridica cu Duhul blândeții și să-l reașezăm pe traiectoria pocăinței,
care știm că duce în împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare, în lumina acestui cuvânt al Sfintei Scripturi, să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, rugându-L și cerându-I putere să ne ajute pe fiecare dintre noi să veghem în viața noastră, în familiile noastre și în biserica lui Dumnezeu din locul acesta. Amin.